Salutare, prieteni! Suntem la a doua zi în care o să terminăm de montat acest mesh system de la TP-Link Omada și deja, după cum puteți vedea, am tras firul pentru AP-ul de la etaj. O să mai am de montat doar AP-ul de pe exterior, care am decis cu proprietarul că îl vom conecta prin wireless de la acest AP, pentru că distanța este foarte scurtă, undeva la 10 metri, după cum puteți vedea, acolo va fi undeva montat pe perete afară respectivul AP și o să preia semnalul de la acesta. Așa arată interfața Omada după ce am conectat routerul și AP-ul și l-am configurat și am intrat pentru prima dată în interfața Omada de pe acest calculator pentru a putea configura toate dispozitivele deodată și pentru a le adopta. Mai am de adăugat momentan doar încă un AP și am să vă arăt cum apare în acest program și aștept contul PPOE ca să-l introduc pe router aici în Omada. După cum puteți vedea, am conectat și al doilea access point și apare ca pending și la un moment dat o să apară un buton ca să-l putem adopta respectivul. Vedeți? Pending și adopt. Se adoptă și se configurează automat la mesh sistemul sau setările de Wi-Fi care au fost puse pe router. I-am dat adopt. Urmează câteva secunde până îl configurează și îl adoptă. Vreau să vă arăt cum funcționează Omada One Mesh. E pe cont de business. Acum ați conectat direct cu firul 1 gigabit 926 cu 500 upload. Merge foarte bine. Dacă v-a plăcut acest video și acest tip de mesh system de la Omada și dacă mai doriți să vedeți astfel de lucruri, vă rog să dați un like, un share, un subscribe. Eu sunt Cătălin și vă salut!